Foarte mulți dintre noi nu avem încă răspunsul la întrebarea care este scopul meu pe acest pământ. Însă avem hărți, indicatoare și semne care ne stau la dispoziție. Și avem mai ales instrumente, unelte de lucru, gânduri, emoții, cuvinte, acțiuni. Tot ce avem de făcut este să nu mai amânăm și să acționăm aici și acum. Te-ai surprins vreodată spunând, hai lasă că mă apuc mâine, că fac mâine, că merg mâine, că vorbesc mâine? Sunt mai mult decât sigură că da. Amânarea este una dintre cele mai mari piedici în aflarea scopului pe acest pământ. Lipsa de acțiune acum, în momentul prezent, are ca efect această stare de frustrare, conform căreia nu mai înțelegem nici ce avem de făcut, nici încotro să o luăm, nici de ce e așa și nu altfel. Foarte mulți dintre noi nu avem încă răspunsul la întrebarea care este scopul meu pe acest pământ, însă avem hărți, indicatoare și semne care ne stau la dispoziție. Și avem mai ales instrumente, unelte de lucru, gânduri, emoții, cuvinte, acțiuni. Tot ce avem de făcut este să nu mai amânăm și să acționăm aici și acum. Ce poți face azi, nu lăsa pe mâine, spune o zicală din popor. Și este chiar adevărată. Atunci când îți vine o idee cu o anume forță din interior, nu te lăsa păcălit, pune-o în aplicare. Nu contează rezultatul, contează acțiunea în direcția pe care vrei să o schimbi în viața ta. Vrei un job nou și găsești pe internet o ofertă? Nu sta pe gânduri, înscrie-te la interviu. Poate nu e ceea ce sperai, însă acțiunea dă startul și sigur va apărea la un moment dat ce-și dorește sufletul tău. Poate inima ta tânjește după balet, că-ți place și ai făcut când erai mică. Du-te și înscrie-te la un curs, întrucât această dorință profundă poate fi un impuls al sufletului. Te-ai gândit vreodată că o simplă pasiune se poate transforma peste ani într-o afacere la care acum doar visezi? De unde știi ce ți se potrivește dacă nu experimentezi, dacă nu pui osul la treabă, dacă nu acționezi? Acționează în prezent pentru ca viitorul tău să arate așa cum ai vizualizat în inima și în mintea ta. Un lucru pe care l-am învățat în viață și care m-a ajutat foarte mult a fost să acționez și să nu amân, crezând că nu e momentul oportun, potrivit. De momentul potrivit se ocupă o altă lege universală, numită legea genului, atunci când trebuie să se manifeste ceea ce ne dorim. Dar dacă nu acționăm asupra a ce mai poate să acționeze legea? Dacă aștepți momentul potrivit ca să acționezi, el nu va veni niciodată, pentru că tu ești cel care trebuie să co-creeze momentul potrivit prin gândurile și acțiunile tale. Mai multe informații despre acest subiect se regăsesc în cele două volume ale cărții mele Secretele întregii vieți. În cazul în care îți dorești să afli despre cum funcționează universul, energia și care sunt pașii pentru a-ți transforma viața, te rog să intri pe www.trezirea-spirituală.ro. Dacă ți-a plăcut acest video, aștept părerea ta în secțiunea de comentarii. Mi-ar plăcea să citești ce ai de spus. Și îți mulțumesc din nou pentru că m-ai urmărit.